Apostolul Pavel scria la Romani, capitolul 11, de la versetul 33. Și luați aceste cuvinte gândindu-ne la cina Domnului de astăzi, la toate evenimentele, la tot ceea ce v-ați putea gândi în vremea aceasta. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui, cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Și fie bunăvoința acestui mare Dumnezeu peste noi toți astăzi aici. Amin. Astăzi suntem la cina Domnului și spunea apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 11, a repetat de vreo 3 ori, afirmând că sunt spusele Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, versetul 24-25, spre pomenirea mea, versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și apostolul Pavel mai scria lui Timotei, citesc din a doua epistolă, capitolul 2, versetul 8, prima parte, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Asta vreau să vorbim, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Noi oamenii suntem dotați de Dumnezeu cu capacitatea de a ne aminti. Memorăm și ne rămân în minte anumite lucruri, evenimente. Dintre toate amintirile pe care le-ar fi avut oricine, cred că nu este nimic mai prețios decât să ne amintim de Domnul Iisus Hristos și de ce a făcut El pentru noi. Așa-i? Orice ar fi făcut cineva e vremelnic, e omenesc. Orice eveniment, cât ar fi fost de măreț sau de sumbru, e trecător. De ce a făcut Domnul pentru noi este cu efect etern. Despre Iacov scrie în Genesa în 28 și apoi în 35 că în evenimente speciale a pus o piatră, zice, când i s-a arătat Domnul cu scara în noaptea aceea și a zis să fie stâlp de aducere aminte. Cumva să-l ajute să-și amintească mai bine. Dar când a dat Dumnezeu legea, scrie în Levitic 26:1, le-a zis Dumnezeu să nu vă puneți stâlp de aducere aminte ca nu cumva să vă închinați apoi lor. Dar mai presus de toate, cum știți că întotdeauna idolatria a fost o problemă, singurele lucruri materiale care ne sunt lăsate pe pământ să ne aducem aminte sunt elementele cinei Domnului. Fizic nu suntem legați de vreo clădire, de vreun obiect. Că Domnul a văzut că erau periculoase, știți că din șarpele acelea ridicat de Moise și-au făcut idol. Și cu toate acestea, că există pericolul de a ne lega de ceva material, pentru că ceea ce avem de a face în dreptul Domnului Iisus Hristos este ceea ce nici nu înțelegem noi pe deplin în lumea aceasta. Ne-a lăsat totuși Domnul aceste două. Și în textul de astăzi, în Efeseni, capitolul 2, este scris în mod repetat de sângele Domnului și de trupul Domnului. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea, dragii mei, să ne întrebăm întâi ce să ne amintim de Domnul, de trupul și sângele Lui. Ce să ne amintim? În primul rând, vă citesc din Efeseni, de aici de unde s-a citit, de la versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui, 11, 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos. Versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, ce avem acum în Hristos Iisus?
Ce a făcut El pentru noi? Citim în Roman, în capitolul 5. De la versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși. Și primul lucru de care să ne aducem aminte și să nu uităm în vecii vecilor, e finalul versetului de aici. Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți nepreniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți de El, de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu, atenție, prin moartea Fiului Său, ce facem noi astăzi aici? Pomenim moartea Lui, că a fost pentru noi și asta ne-a împăcat cu Dumnezeu. Știți? Și asta spun la cei ce nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Poate mai sunt aici oameni nebotezați sau care nu sunt într-o relație bună cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă să nu fii împăcat cu Dumnezeu? Să fie mânia lui Dumnezeu peste tine? Nu să fie supărat vreun om și să vrea să-ți facă rău. Guvernatorul Universului care are în mână veșnicia și toată puterea să-și dezlănțuie mânia. Citesc mai departe. Acum suntem împăcați cu El și vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Și îndemna același apostol, citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă provdirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Că moartea Lui ne-a dat șansa să ne împăcăm cu Dumnezeu, mărit să fie eu Domnul. Și spunea fratele Petru Gârdei în versuri, la cruce Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Aici este aerodromul cu pasagerii care pleacă din nou spre casa părintească Edenul care l-am pierdut. Hristos vrea să ne mântuiască să fim din nou ca la început. Aici nu e Eva vinovată, nici șarpele acuzat mereu. Oglinda crucii ne arată că devenim la judecată, erai și tu, eram și eu. Dar glorie și osanale să fie aduse acelui. Cine a ieșit la toți în cale și vina mea și a dumii tale, El a luat asupra Lui. A trebuit ca El să moară și să ne scape din infern, iar viața aceasta care zboară și în țărân ne coboară, când va veni a doua oară, să o prelungească în etern. O, n-avem buze, n-avem grai, n-avem cuvinte suficiente spre a-i mulțumi în orice moment de acest măreț eveniment. Asta să ne amintim, că moartea Lui ne-a împăcat cu Dumnezeu. Ne-a scăpat de moarte, binecuvântat să fie Domnul. Încă ceva, citim din Coloseni capitolul 2, de ce să ne mai amintim, de la versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Mărit să fie Domnul că a supus toată puterea vrăjmaș. Și diavolul, marele nostru dușman și toată cohorta lui, n-au ce ne face, că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Și zicea Ioan în epistola sa că cel ce a lui Dumnezeu, cel ce născut din Dumnezeu, Dumnezeu îl păzește și știți cum scrie mai departe? Și cel rău nu se atinge de el. Da, fost oameni care s-au dus la vrăjitori, și-au încercat să întrebe pentru sfinți și au zis, s-au supărat Duhul acela și au zis, îi de-a răstignitului, n-am evidențe. Spunea un frate că tare l-a înnecăjit diavolul și spunea, o să mor, o să fie distrus cine rămâne să grijească de ai tăi. Și l-a necăjit săptămâni la rând, parcă l-a aștepta în fiecare zi când deja e la serviciu. Și odată i-a dat Domnul numai un gând și i-a zis diavolului care îl necăjea, diavole, tu ți-amintești ce ți-a făcut Domnul Iisus la cruce acum 2000 de ani? S-a dispărut, nu mai veni nici în zilele următoare, l-a jignit enorm. Diavolul când își amintește de cruce,
E tare deranjat. Pentru că noi ne amintim că acolo l-a învins Domnul. Scrie în Ioan 14, au zis Domnul Iisus înainte de noaptea arestării, au zis, vine stăpânitorul. Și au adunat toată cohorta, că așa scrie că e o biruit la cruce, a venit diavolul cu mult armat acolo. Și Domnul a biruit acolo. De asta să ne amintim. Căci Goliat și toți filistenii, cum erau atunci, au fost biruiți de nu de David, de fiul lui David. Și după ce o birui pe Goliat, au ieșit evreii din crăpăturile stâncilor, toți au devenit puternici, dintr-o dată. Până atunci toți au fost fricoși. Da, de asta să ne amintim și să nu uităm. Mărit să fie Domnul. În al treilea rând, de ce să ne amintim, scrie aici în Efeseni, capitolul 2, de unde am citit, de la versetul 12, aduceți-vă aminte, și acum la cină cu atât mai mult, că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței. Dumnezeu a făcut mari făgăduințe lui Avram și seminței lui și aia Hristos și prin el toate promisiunile lui Dumnezeu care evreii au crezut că sunt numai pentru ei și se lăudau, spuneam, noi suntem urmașii lui Avram, l-avem ca tată și ce i-a promis Dumnezeu lui, e a nostru. Și Pavel le explică, nu sunt numai pentru voi, cum zice și în Galaten, că fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Și tot ce citim în Biblie că a făgăduit Dumnezeu e și pentru noi. Mare moștenire și asta prin legământ, prin testament avem să ne amintim de asta. Avem cetățenie, suntem cu act în regulă copii al lui Dumnezeu, nu oaspeți, nu străini, nu fără Dumnezeu. Și toate astea se datorează Domnului Iisus Hristos. De asta să ne amintim că noi putem spune Tatăl nostru și asta e pe drept, mărit să fie Domnul. Scrie în capitolul 3 Apostolul Pavel, versetul 6, neamurile, adică noi, sunt împreună, el vorbea ca un evreu, sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Citiți în Biblie făgăduințele ca să vă întăriți. Dumnezeu scrie în Evrei 6 că le-a dat lui Avram prin făgăduință și apoi s-a și jurat pe sine. O, binecuvântat să fie Dumnezeu, dar binecuvântat să fie și Domnul Iisus Hristos, că prin El sunt posibile toate acestea. Suntem moștenitori, nu doar biruitori, că se birau ucenicii, Doamne, ne sunt supuși demonii. Au zis, mai mult decât atât, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri și se încheie Biblia așa cu frumoase cuvinte acolo în Apocalipsa 21-22. Zice, eu îi voi fi tată, spune Dumnezeu, alea-s cuvinte vrednice de crezare, au ieșit din tronul de domnie. A zis, cine va birui, va moșteni aceste lucruri. Ce viitor avem noi. Așa că, dragi tineri, când lumea asta încearcă să vă promită ceva, gândiți-vă la cei ce urmează să încheiați legământ cu Domnul prin apa botezului, la cei ce v-ați botezat, la care ați primit Duhul Sfânt, care e Duhul înfierii. Ce făgăduințe avem noi. Zicea Asaf că a văzut suferințe și alții aparent le mergea mai bine. Și zice, o, când m-am uitat și aproape prăpastia pe care se pierge cât despre mine, mă vei primi în slavă. Astea-s promisiunile lui Dumnezeu care se împlinesc și în Hristos, zice în 2 Corinteni, că toate-s da și amin. Că dacă nu era Domnul, promisiunile astea n-aveau valabilitate. Și mă amintesc când treacă ceva, de ce să ne amintim, scrie tot aici în Efeseni 2, versetul 16 și 15, a înlăturat legea cu poruncile, ne-a scos și disblestemul legii multe, dar nu sunt toate de amintit acum, am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur om prin cruce prin care a nemicit vrăjmășia, adică evreul care nu mânca cu cel dintre neamuri, i-am păcat. Și mă gândesc, aici nu știu dacă avem evrei în adunare, poate unul ceva în crengătură pe undeva să aibă la strămoși. Dar pe noi au reușit oare să ne împace? Te uiți la fratele tău ca și unul care e trup cu tine și trup cu Hristos. Ai vreo soră care nu te-ai putea spăla pe picioare, pe care n-ai putea o îmbrățișa. S-a întâmplat undeva într-o adunare destul de mare în țară,
Un frate sub cercetarea Domnului a zis, Domnul spune că astăzi este ziua împăcării. Păi noi amintim că ne-am păcat cu Dumnezeu, dar tot de atunci trebuie să fim împăcați unul cu altul. Și n-a mai fost nici predică, nici cântare. Unul de la Amvon, început de acolo, s-a dus în sală la unul și s-a dus și vreo jumătate de oră, n-a fost numai plimbări, prin adunare, îmbrățișări, cereri de iertare și lacrimi. Și când mai aud că vorbește Duhul Sfânt de judecăți, de critică, de dușmănie, de vreo clevetire, mă întreb, oare oamenii ăștia, și amintești ce-a făcut Domnul Iisus pentru noi? Că ne-a iertat 10.000 de galbeni. Astea sunt, recent citeam de un calcul, 14 miliarde de dolari ar fi. Pe când suta aceea e un fleac. Doamne, fă să ne amintim că ne-ai înfrățit și vrei pentru eternitate să fim împreună într-un singur cort, o singură familie și o moștenire. Și închei, răspunzând pe scurt la o doua întrebare, dacă v-am spus ce să ne amintim, cum să ne amintim? Dumnezeu la evrei le-a dat fel și fel de zile sfinte, pe săptămână, pe an, le-a dat și câte un an întreg. Să aibă vreme să-și amintească. Face-vi-ți timp să vă amintiți de lucrurile astea, să meditați, să citiți. Citiți în Biblie făgăduințele astea. Sunt, zicem, Petru, nespus de mari și scumpe. Face-vi-ți timp pentru asta. Foarte important, Dumnezeu își face vreme prin aleșii săi să noteze, scrie în Maleah, în procese verbale, ce discutăm noi când ne întâlnim. Dar ce discutăm când ne întâlnim? Undeva când era restricție, a oprit poliția noaptea pe niște frați care se întorceau de la o părtă și Iisus, unde ați fost? Și ce se spune? Domnul le-a dat în gând, zice, unu, auzi, noi am avut un frate mai mare, bogat, el a murit și ne-a lăsat moștenire și ne-am întâlnit cu ceilalți frați să vorbim cum să împărțim, să punem lucrurile la punct. La săracul, așa o crezut. Dar noi chiar că noi credem că avem un frate mai mare și când ne întâlnim trebuie să povestim de astea un tată care ne-a îmbogățit, să ne facem timp pentru asta. Și de ce nu să participăm la cina Domnului conștienți de toate astea? Și să vestim astea, să găsim cântările potrivite, să povestim despre asta. Spune Scriptura în Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna. Eu n-am apucat să le pomenesc pe toate. Spune în 105, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Versetul 5, aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecăți rostite de gura Lui. O, fie ca părtășia ce urmează aici la masa Domnului să fie o plăcută aducere aminte și asta să fie tot mereu, până când ne vom întâlni cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Amin.